Fasole verde la borcan conservată pentru iarnă. Te-ai gândit să pui fasole pentru iarnă? Iată ce rețetă îți propunem. Ingrediente: 5 kg păstăi de fasole verde, 8 litri apă, 4 linguri sare pentru murături. Mod de preparare: se pune un vas cu apă la fiert, iar când începe să clocotească, se adaugă sarea amestecând până se dizolvă. Imediat, se adaugă fasolea verde curățată de capete și bine spălată. Se lasă să fiarbă 3-4 minute, apoi se stinge focul. Se scurge fasolea verde și se adaugă în borcanele sterilizate în prealabil, presând ușor păstăile, ca să încapă cât mai multe. Se gustă saramura și, dacă mai necesită sare, se mai adaugă, amestecând-o bine să se dizolve. Se adaugă saramură peste păstăile din borcane, se înfiletează capacele și se dau la cuptor pentru 5 minute, sau se fierb într-un vas cu apă fierbinte, pentru 2-3 clocote, apoi se lasă să se răcească lent, în cuptor, sau în apa în care au fiert. După ce s-au răcit definitiv, se trec în cămară. Fasolea verde astfel conservată se poate folosi la salate sau la diverse mâncăruri. Nu necesită conservant. Dacă borcanele sunt bine sterilizate și capacele bine înfiletate, fasolea verde conservată se păstrează chiar 2-3 ani, la loc răcoros.